cumva cumva în viața noastră de zi cu zi căutăm să fim definiți de extreme. Avem impresia că extremele ne conferă personalitate. Avem impresia că ne conferă o imagine de luptători, de lideri hotărâți, oameni hotărâți care știu ce cred, ce doresc și ce trebuie să facă. Trăim într-o lume, vedem că lumea este polarizată, indignată și mereu acuzatoare și mai ales funcționează tribal. Adică ești din tribul meu, te iubesc imediat. O, ești din tribul celălalt, te detest, chiar dacă nu știu nimic despre tine. Într-un astfel de context, pentru că vrem să ne asigurăm un soi de protecție, vrem să aparținem, vrem să știm cine-i cu noi și cine-i împotriva noastră, ne angajăm în tribul pe care îl vom considera al nostru. E bine, într-un astfel de context, ar fi bine să pricepem următorul adevăr. Cel mai greu, cel mai periculos lucru de făcut în zilele noastre polarizate este să stai pe mijlocul drumului. Risc să fii lovit de circulația din ambele sensuri. Cel mai greu lucru este să fii moderat. Să ai o poziție echilibrată, moderată, pentru că ești lovit și de extrema aia și de extrema cealaltă. Este greu. Și cu toate acestea, Dumnezeu se folosește de tot felul de concepte biblice, ne obligă la un soi de echilibristică spirituală. De ce? Pentru că tensiunea, nesiguranța te țin alert, te focalizează, te motivează. Cumva, tensiunea, nesiguranța te face să fii acolo, în gardă. Și Dumnezeu se folosește de tehnica aceasta pe paginile Scripturii. Nici unul dintre noi nu ne știm ziua și anul morții. De ce? Putem da fiecare răspunsul. Pentru că neștiind când îți vine ziua, altfel trăiești prezentul, pentru că nu știi ce aduce mâinile. Nu știm ziua și ceasul revenirii lui Iisus. De ce? Pentru că dacă am ști exact, am trăit cum am vrea noi și ne-am rezolvat viața cu o secundă înainte de revenire. În schimb, neștiind ziua și ceasul, ești alert, ești pregătit, ești focalizat, ești motivat. Dar dacă vine în momentul următor, necunoașterea viitorului te ține în aceeași tensiune. Nu știi ce va duce ziua de mâine. Cum vor fi relațiile tale? Cum va fi profesia ta? Nu știi. Și atunci ești focalizat, atent, motivat ca să poți merge mai departe. Nu știm care sau știm negativitatea consecințelor imediate ale alegerilor noastre și asta iarăși ne ține în tensiune. Pentru că nu-i așa, cele mai multe alegeri corecte, bune, presupun niște consecințe negative pe termen scurt. De cele mai multe ori când vrei să alegi bine, te costă. Imediat te costă. Și atunci stai și te întrebi, ești în tensiune. Ce fac acum? Dacă aleg bine, corect, frumos, mă costă. Dacă aleg varianta asta la altă, îmi este bine, cel puțin pe scurt metraj. Și atunci tensiunea aceasta te obligă la ceva. Te obligă la angajament. Cupletul de care ne vom ocupa astăzi este mândrie și smerenie. Cum trebuie înțelese acestea astfel încât să ținem echilibru? Mai ales că Scriptura pare să amestece termenii, să-i folosească în tot felul de contexte. Conceptele și îndemnurile în domeniul acesta sunt confuze uneori. Și trebuie obligatoriu să înțelegem cum să ne raportăm la ele. Așa că, în dicționar, de exemplu, în Dex, termenii sunt ambivalenți. Ambii termeni au o mulțime de sinonime, fiecare cu nuanțe și conotații atât pozitive cât și negative. Așa că uitați-vă, de exemplu, mândria.
O definiție pozitivă a mândriei din Dex. Sentiment nobil de mulțumire, de satisfacție, de plăcere, de bucurie, sentiment al demnității și onoarei proprii, de încredere în calitățile proprii, sentiment care îmboldește la fapte mari. De altă parte, aspectul negativ, fațeta negativă a mândriei, sentiment exagerat ce imită mândria legitimă și care face să ne credem mai presus de semenii noștri. Vreți sinonime? Sunt o mulțime. Trufie, îngânfare, infatuare, aroganță, vanitate, orgoliu, semeție, înfumurare, fudulie și mai sunt câteva. Smerenia, de altă parte. În dicționar, nuanța pozitivă, definiția pozitivă, atitudine umilă, supusă, respectuoasă, comportare modestă, plină de bună cuvință, umilință, sfială, evlavie cu cernicie, pietate cu vioșie, fațeta negativă a smereniei, sentiment de inferioritate, nimicnicie, slăbiciune, supunere, mizerie, sărăcie, slugărnicie. În Scriptură, ambivalența termenilor se regăsește. Știm că, din Scriptură, știm că Dumnezeu urăște mândria și aroganța, Proverbe 8:13. Din Scriptură știm că Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5:5. Din Scriptură știm că mândria merge înaintea distrugerii și un duh arogant merge înaintea căderii, Proverbe 16:18. Dar, în același timp, îi vedem pe oamenii lui Dumnezeu lăudându-se, mândrindu-se cu realizările lor. Smerenia, de altă parte, este o calitate lăudabilă a sfinților, dar complexele de inferioritate, slăbiciunea, slugărnicia nu sunt deloc încurajate de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, cum putem găsi echilibrul între mândrie și smerenie? Până unde mândria este legitimă și smerenia nelegitimă? Nevoia de a arăta că viața noastră are valoare, că suntem în stare să gândim și să realizăm ceva valoros, este legitimă, este necesară, este parte din chipul lui Dumnezeu pus peste noi. Noi putem realiza lucruri. Și nevoia de a arăta că avem valoare, că suntem în stare să gândim, să facem ceva valoros, este legitimă. Ei bine, ne pierdem echilibrul atunci când considerăm că o realizare ne dă mai multă valoare decât a celor de lângă noi. Că suntem mai importanți decât alții. Reacția ucenicilor lui Iisus exemplifică afirmația în Luca 22:24. Între ei a avut loc și o ceartă cu privire la cine să fie considerat cel mai mare dintre ei. Toți evangheliștii menționează momentul. Și atunci, care este răspunsul? Unde pierdem de echilibrul? Ne pierdem echilibrul când nu suntem mulțumiți cu realizările noastre, cu valoarea creată de noi, ci dorim superioritatea. Suntem înaintea celuilalt. Din acest punct, când pierzi echilibrul, când cauți superioritatea, mândria nu mai este un sentiment de mulțumire, satisfacție, plăcere, bucurie pentru ceea ce ai reușit să realizezi, ci mândria devine o estimare a superiorității personale față de altul. Și când te prinde gândul acesta, când realizările tale te conduc la estimarea superiorității tale față de cel de lângă tine, când te prinde gândul ăsta, viața îți devine o încercare continuă și poate disperată de a-ți propti, de a-ți menține estimarea, poziția pe care crezi că ai câștigat-o. Un studiu de caz relevant îl găsim în Scriptură în Biserica din Corint. Pavel scrie la un moment dat: vă adunați împreună nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mândria lor a creat diviziunile din biserică. Și astfel, citind epistola, vedem că se mândreau cu cunoștințele lor. 8:1. Cunoștința îngânfă, le spune Pavel. Dragostea zidește. Vedem pe corinteni că se lăudau, se atașau, se lăudau cu vedetele misionare, devenind niște veritabili ultrași.
eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa și alții, eu sunt al lui Hristos. Te joci cu mine? Un fel de tata meu mai tare decât tata tău. O copilărie. Îi vedem abuzând de libertatea creștină. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Și Pavel răspunde, da, dar nu toate sunt de folos. Da, dar nu toate zidesc. Își afișau bunăstarea la cina Domnului. Deci în capitolul 11. Și Pavel spune, veniți să faceți de rușine pe cei ce nu au nimic. Vii cu bunătățile tale de acasă pentru că ai posibilități și le aștept pe masă ca să îi faci de rușine pe aia care n-au posibilități. Să-ți arăți posibilitățile tale, statutul tău. Vedeți, mereu în toate elementele acestea se vede o superioritate față de cel de lângă tine. Mai mult, își afișau ostentativ spiritualitatea. Citiți capitolele 12 la 14. Competiția în daruri spirituale. Darul meu, mai mare decât darul tău. Vorbirea în limbi, prorocia, mai mare decât... Și Pavel spune, vrea să adune la dragostea o cale nespus mai bună. Dragostea unul pentru altul. Nu superioritatea unul față de altul. Și în acest context în care Pavel le scrie, adresează această deviere în felul următor. 1 Corinteni 3, de la 1 la 23, doar câteva versete. Fraților, nici eu nu v-am putut vorbi ca unor oameni spirituali, ci ca unor oameni firești, ca unor copilași în Hristos. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în viacul acesta, să se facă nebun ca să devină înțelept. Căci înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Așadar, nimeni să nu se laude cu oameni, pentru că toate lucrurile sunt ale voastre. Și aici vine reglajul. Iar voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Nimeni să nu se auto-înșele. Mândria este o formă de auto-înșelare. Te amăgești când îți cauți valoarea în tine. Pavel spune, te crezi înțelept. Nimeni să nu se creadă înțelept. Te amăgești când cauți valoarea în tine sau în oameni. Nimeni să nu se laude cu oameni, scrisese Pavel. Pentru că orice ființă umană, tu sau cei de lângă tine, este prin natura ei limitată și temporară. Mândria nesănătoasă valorizează reușitele, prieteniile, strategiile, avuțiile, abilitățile, chiar și darurile spirituale, ca fiind factorii care îți dau valoare și statut. Așa că, dacă ar fi să strângem într-o frază ce vrea să spună Pavel aici, ar putea fi următoarea. Nu supraestima cine ești tu în sine, dar nici nu subestima cine ești în Hristos. Sau nu te supraestima, dar nici nu te subestima în Hristos. Haideți să luăm pe rând cele două afirmații, să ducem lucrurile cât putem de practic. 1. Supraestimarea de sine. Talmudul are un proverb și spune în felul următor, vorbind de subiectul acesta, când un om tinde să se mândrească, adu-i aminte că țânțarul l-a precedat în ordinea divină a creației. Supraestimarea de sine apare când îți asumi o glorie care fie nu-ți aparține, altcineva a produs-o și tu ți-ai asumat-o, te descoperi cumva încercând să iei față celor care au realizat ceva, să-ți găsești și tu rolul pe acolo, îți asumi o glorie care fie nu-ți aparține, fie îți aparține, dar nu-i meritul tău. Spurgeon zicea, be not proud of race, face, place or grace. Adică nu te mândri cu rasa ta, nu-i meritul tău. Nu te mândri cu fața ta, cu înfățișarea ta, n-ai contribuit cu nimic. Nu te mândri cu locul tău, cu poziția pe care o ai, nu-i meritul tău. Și nu te mândri nici cu harul de care ai parte. Supraestimarea apare atunci când îți asumi o glorie care nu-ți aparține, o glorie care fie îți aparține, dar nu-i meritul tău, fie o glorie care îți aparține, este meritul tău. Dar nu se cade să-l afișezi.
De ce ai încerca să arăți altora ce ai realizat și cât ai realizat? De ce? Te descoperi încercând să strecori acolo rolul tău esențial? Supraestimarea apare atunci când ne asumăm o glorie. Supraestimarea apare când disprețuiești părerea altora. Nepăsarea de părerea altora. Poate fi o formă de mândrie. Așa că, dacă părerea altuia nu prea contează pentru tine, dacă chiar o disprețuiești, verifică-ți motivul pentru care nu-ți pasă. S-ar putea să nu fie o părere bună, o perspectivă corectă, dar verifică motivul pentru care nu-ți pasă de părerea altora. Dacă nu-ți pasă pentru că sunt sub nivelul tău, pentru că ei sunt prostimea, atunci ai o problemă. Avem o problemă. Supraestimarea apare când ne asumăm o glorie, apare când nu ne pasă de părerea altora și supraestimarea se mai naște și din competitivitatea interpersonală. Considerăm că o realizare, o reușită legitimă ne dă mai multă valoare decât celor de lângă noi, că suntem mai importanți decât alții, superiori. Și elementul cel mai practic de verificare a supraestimării tale este următorul. Cu cât te deranjează mai mult reușitele altora, cu atât ești mai mândru. Pentru că mândria este competitivă. Așa că ne putem întreba fiecare, caut mereu să fiu remarcat și să primesc aprecierile celor de lângă mine? Sau mi-e teamă de cei de lângă mine care îmi amenință supremația, mă vor pune într-un cont de umbră? Sau o altă direcție din care te poți verifica? Mereu am ceva de criticat? Sau o pui în forma aceasta? Eu aș fi făcut lucrurile altfel. Aș fi făcut lucrurile mai bine. Nu așa se fac lucrurile. Sau mă descoper mereu gândind că trăirea mea cu Dumnezeu este superioară trăirii cu Dumnezeu a celui de lângă mine. Supraestimarea de sine din direcțiile acestea poate să se nască. Dar aș pune o întrebare. Există totuși o laudă legitimă pentru că o găsim în Scriptură? Da, există o laudă legitimă? Da. Două lucruri aici. Unu, plăcerea resimțită când ești lăudat nu este mândrie. Copilul felicitat pentru că și-a făcut bine lecțiile, omul căruia îi se mulțumește pentru o faptă bună, simte plăcere. Este normal. Plăcerea aceasta provine din faptul că ai făcut un lucru bun. Nu este mândrie. Uitați-vă când apare mândria. Pavel spune în Galateni 6, 3 și 4. Dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă numai cu privire la el însuși. Adică, evaluează-te, uite-te ce ai realizat, poți să fii foarte mulțumit de ceea ce ai realizat, bucură-te că ești mulțumit de ceea ce ai făcut. Compară-te cu tine. Cântărește-ți reușita, rezultatul în ce te privește, iar nu cu privire la alții, încheie Pavel. Adică nu prin comparație cu alții, nu în detrimentul altora, nu hrănindu-ți superioritatea față de altul. Pavel nu ezită să-i laude pe credincioși pentru roadele spirituale ale credinței. Mare este îndrăznelea mea față de voi, le spune corintenilor, mare este lauda mea cu voi, îi laudă. Fiindcă știu entuziasmul vostru, le spune tot corintenilor, acesta este pentru mine un motiv de laudă înaintea macedonenilor. Pavel îi laudă pe corinteni înaintea macedonenilor pentru generozitatea lor financiară. Asta e contextul. Problema începe când treci de la gândul am reușit, mi-a reușit, mi-am făcut datoria, mi-a ieșit bine, sunt mulțumit, la gândul, oi, ce deosebit trebuie să fiu pentru că am făcut lucrul acesta și clar superior față de cutare și cutare. Acum, eu știu că sigur nu gândim în felul acesta. Nu folosim cuvintele pe care le-am folosit eu, dar acolo noi, înăuntru, știm și avem vocabularul nostru, atitudinea noastră.
Așa că dacă te descoperi tânjind sau căutând să creezi cadre în care să fii lăudat, aplaudat și admirat, atunci ar prea putea să fi trecut limita. 2. Lauda în Domnul. Pavel spune Corintenilor, 1 Corinteni 1:30 și 31, cel ce se laudă, să se laude în Domnul. Ce înseamnă asta? A lăuda, spune dicționarul, înseamnă a exprima prin cuvinte prețuirea, stima față de cineva sau ceva, a elogia. Bun, dar ce înseamnă a te lăuda în Domnul? Lauda în Domnul nu trebuie să fie o acoperitoare a laudei de sine. Pentru că de multe ori aici apare confuzia. Noi îmbrăcăm lauda de sine în cuvinte consacrate. Îmbrăcăm lauda de sine în Domnul, în felul următor. Uite ce am făcut, sau ești lăudat că ai făcut ceva, spui ce ai făcut și spui, dar bineînțeles, Domnul a fost cel care m-a ajutat. Fără Domnul nu puteam face nimic. Da, e și bine, dar dacă nu era Dumnezeu, toate cădeau. Da, Domnul, Domnul, El, eu nu, El. Asta este lauda de sine mascată, îmbrăcată în Domnul, în haine spirituale. Până la urmă, în miez, este realizarea ta pe care, chiar dacă nu o recunoști cu buzele, de fapt, ea este în față. Domnul este doar îmbrăcămintea. Așa că, dacă vrem să înțelegem lauda în Domnul, trebuie să mergem la cuvintele lui Pavel. Pavel citează aici cuvintele din Ieremia 9:23. Și asta ne clarifică sensul sau înțelesul corect al laudei în Domnul. Și ascultați-le. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, viteazul să nu se laude cu puterea lui, iar cel bogat să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude în Domnul, să se laude că mă înțelege, mă cunoaște și știe că eu sunt Domnul care, și urmează o serie de calități ale Domnului. Așa că, ce este lauda în Domnul? Lauda în Domnul înseamnă a exprima prin cuvinte prețuirea față de Dumnezeu și ce a făcut El în și pentru tine, nu prin tine. Pavel, când folosește expresia cine se laudă, să se laude în Domnul, nu se referă să te lauzi spunând că Domnul le-a făcut pe toate, tu ești un zero, când de fapt te scoți pe tine în evidență, și Pavel spune să vă laudați în Domnul, adică exprimați-vă prețuirea față de Dumnezeu și ce a făcut El în tine și pentru tine. Vă duceți aminte de Maria, mama Domnului Iisus, când află, vine buna vestire peste ea, cuvintele ei sunt: te laud pentru că ai făcut lucruri mari pentru mine. Nu prin mine, pentru mine. Pavel se laudă cu privire la o varietate de lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în el. De exemplu, el se laudă în Galateni 6:14, în ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Adică, Pavel se laudă cu faptul că a fost mântuit, că a fost scos din lume, că păcatele sunt iertate, că nu mai are nimic de oferit lumii, că crucea lui Iisus Hristos i-a salvat viața, i-a acoperit păcatele. Sau, tot Pavel, în Roman 5, în câteva versete, 2, 3, 11, ne lăudăm datorită speranței că vom fi în glorie cu Dumnezeu, dar nu numai atât, ne lăudăm și în necazuri. Dar nu numai atât, ci ne și lăudăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Doamne, îți mulțumesc că m-ai împăcat cu tine. Și atunci, lauda în Domnul nu este ce am realizat eu cu ajutorul Domnului, ci lauda în Domnul este ce a realizat Dumnezeu, îmi exprim prețuirea, îl elogiez pentru ceea ce a făcut El în mine. Și mă laud că sunt mântuit și mă laud că așa și pe dincolo. Există o pornire legitimă în noi de a realiza fapte de valoare, dar nici una dintre acestea
nu ne dau superioritate față de alții. Nu te supraestima, dar nici nu te subestima în Hristos. Era partea a doua a afirmației lui Pavel. Subestimarea în Hristos. Și aici trebuie să fim puțin atenți. Ce putem spune despre smerenie? Umilitate. Deși smerenia a fost disprețuită încă din antichitate, era sinonimul indolenței, amoliciunii, unei personalități terse, smerenia sau umilitatea trebuie înțeleasă ca fiind tărie, putere controlată. De ce? Pentru că umilitatea este lepădarea de sine și nu oricine poate face asta. Îți trebuie tărie să te poți lepăda de tine însuți. Înseamnă să nu te lași afectat, îndurerat, că nu ești băgat în seamă. Și pentru asta străpă tărie. Umilitatea este calitatea unei personalități puternice, stăpână pe sine, care poate vorbi elogios la adresa celui pe care îl eclipsează. Celui care îl eclipsează. Umilitatea este recunoștința meritelor și a valorii altor oameni. Refuzul de a te ridica pe tine călcând pe alții în picioare. Așa că, cum trebuie înțeleasă smerenia? Așa cum o prezintă Scriptura. Smerenia este gândire cumpătată, nu înjositoare cu privire la tine. Și asta ar trebui să ne dea curaj. În Roman 12:3 Pavel spune să nu ai despre tine însuți o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să ai simțiri cumpătate despre tine însuți. Bun. Dar dacă chiar te vezi bun de nimic, realmente te vezi bun de nimic, este legitim să te vezi bun de nimic? Și răspunsul Scripturii este nu. Când te vezi bun de nimic, incapabil să realizezi ceva semnificativ, nedemn de respectul altora, cazi în altă cursă. Nu te bucuri nici de roadele neprihănirii pe care o cauți, făcând pe zmeritul, și nici de o viață decentă, pentru că ești mereu cu capul în țărână. Bine, bine, dar nu scrie în Biblie că, de exemplu, în Isaia 40:6-7, orice om este ca iarba și toată splendoarea lui este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade și când vine suflarea Domnului peste ea. Nu mai scrie în Biblie, în Isaia 64:6, toți am devenit ca niște necurați și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită. Și cuvântul, expresia haină mânjită, este foarte ofensivă. Ca o cârpă plină de sânge. Iacov 4:14 nu spune acolo că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se ridică puțin tel, apoi piere. Asta nu înseamnă că suntem niște nimeni? Ba da, așa scrie acolo. Dar în Biblie mai scrie și că Psalmul 8, de exemplu, când privești cerurile, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el sau fiul omului ca să-l cercetezi? Tu l-ai făcut cu puțin inferior ființelor cerești și l-ai încoronat cu glorie și cu măreție. L-ai pus să stăpânească peste lucrările mâinilor tale. I-ai supus totul. O astfel de cuvinte atașează ființei umane o valoare inestimabilă. Și atunci găsim și așa despre om și așa. Cuvintele acestea din Psalmul 8 atașează ființei umane o valoare inestimabilă. Așa că uită-te la tine din perspectiva creaturii lui Dumnezeu. Nu-ți distruge stima de sine. Tu nu ești un nimeni. Ești încoronat cu glorie și cu măreție. Stăpân peste lucrările lui Dumnezeu. Nu-i puțin lucru? Așa că uită-te la tine cu respect, dar uită-te și în stânga și în dreapta, în față și în spate și fă să vezi aceeași valoare și în cel de lângă tine, indiferent cât de antipatic îți este. Are aceeași valoare în sine. Bun. Și cum rezolvăm tensiunea creată de afirmațiile acestea ale Scripturii? O putem rezolva în felul următor. Umanitatea este privită într-o lumină negativă în Biblie doar atunci când este dezlipită de Dumnezeu. Uitați-vă la toate textele în care omul este prezentat ca fiind un nimic. Este întotdeauna într-un context în care omul este dezlipit de Dumnezeu. Pavel face câteva afirmații nemaipomenite despre credincioși în scrisorile sale.
El le vede valoarea credinciosului lipit de Dumnezeu. Noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile care ne-au fost dăruite de Dumnezeu. Am primit Duhul Lui, lipirea aceasta. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-L poată sfătui? Noi însă avem gândul lui Hristos. Aia nu-i puțin lucru. 1 Corinteni 3:16. Nu știți voi că templul lui Dumnezeu și că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Mare lucru. Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui, capodoperea Lui, poema Lui este cuvântul. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Zaharia 2:8. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de pupila mea, de lumina ochilor mei. Asta nu ne dă valoare? Sau 1 Petru 1:18-19. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos. Adică Dumnezeu a văzut suficientă valoare în noi, astfel încât să-și dea chiar viața pentru noi. Așa că autodeprecierea nu-și are locul în viața credinciosului. Valoarea noastră este dată de ceea ce suntem, nu de ceea ce reușim să facem sau de ceea ce reușim să avem. Și poate merită să ținem minte, adevărata demnitate nu este niciodată câștigată prin poziția pe care o ai sau ai obținut-o. Nu poziția îți dă demnitate adevărată. Și adevărata demnitate nu este niciodată pierdută când onorurile sunt retrase. Când eșecurile sau nereușitele sunt prezente, nu înseamnă că îți pierzi demnitatea. Deci, suntem nesemnificativi, doar despărțiți de Dumnezeu. În relație cu El, suntem de o valoare inestimabilă. De aceea există un pericol în subestimarea personală. Pentru că autodeprecierea este o problemă la fel de mare ca mândria. La afirmația din Isaia 64:6, la care reacționăm, toți am devenit niște necurați și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită, avem tendința de a concluzna că nu avem nicio valoare. Cumva știind că mândria este păcat, ne aruncăm în brațele unei umilințe false, care se manifestă prin autodepreciere. Dar auto-înjosirea asta poate fi o formă de mândrie. Auto-înjosirea repetată și publică pe care o practici poate fi o formă de autopromovare. Pescuiești cumva după afirmarea pe care crezi că o meriți și spui, eu nu sunt bun de nimic, eu n-am nicio calitate, eu nici cum, pentru că aștepți ca celălalt să spună, nu e așa, stai puțin, nici chiar așa, să nu exagerăm, de fapt ai cu tare și cu tare. S-ar putea să pescuiești acolo, înjosindu-te mereu și public, tu de fapt te promovezi, vrei să fii băgat în seamă. Încercând să atragi atenția la umilința ta, de fapt, te mândrești. Și ultima observație. Când citim astfel de cuvinte, din 1 Corinteni, trebuie să recunoaștem că cuvintele lui Pavel pot fi abuzate, luate din context și transformate într-un fundament pentru un triumfalism ieftin. Citești acolo și spui, uite câte am primit în Hristos, uite câte am primit, uite cine suntem, suntem grozavi. Așa spune Pavel acolo. Pavel, Apollo, Chifa, lumea, viața, moartea, cele prezente, cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și pornim într-un triumfalism ieftin. Pavel are grijă după ce spune, toate astea sunt ale voastre. Sunteți cineva. Și continuă, iar voi, toate astea sunt ale voastre, iar voi sunteți al lui Hristos. Și Hristos al lui Dumnezeu. Iar a fi în Hristos presupune a fi format atât prin moartea, cât și prin învierea sa. Iar moartea înseamnă necaz, înseamnă cruce, înseamnă greutate. Și atunci, da, toate astea sunt ale voastre. Lipiți de Dumnezeu, sunteți mari, sunteți semnificativi. Dar atenție, a fi lipit de Dumnezeu, a fi semnificativ în Hristos, nu este niciun triumfalism acolo. Triumfalismul uită crucea. În concluzie, polarizare sau armonizare? Superioritate respingătoare sau nimicnicie sterilă?
Căutăm să fim definiți de extreme. Avem impresia că ne conferă personalitate. O imagine de luptători, de oameni hotărâți care știu ce crezi și ce dorești și ce trebuie să facă. Numai că este o impresie falsă. De fapt, extremele acestea denotă frică. Groaza de a nu greși, de a nu aparține. Extremele denotă robie, lipsa libertății. Te-ai introdus de bună voie într-un trib. Și trebuie să fii ca ei, trebuie să faci ca ei ca să fii acolo. Robie denotă micime. Atâta nu mai poți? Nu mai încape nimic mai mult în inima ta. Așa că atunci când încercăm să ne lăsăm definiți de extreme, practic ne arătăm, ne afișăm frica, sclavia și micimea. Este greu să fii un moderat, este greu să umbli pe mijlocul drumului, risc să fii lovit de circulația din ambele sensuri, dar tensiunea aceasta, trăirea pe mijloc, moderat, tensiunea este fermentul creșterii, al maturizării. Tensiunea aceasta ne formează. Așa că în viața creștină nu este loc pentru mândrie, dar nici pentru falsă umilință. Cel mai bine am putea strânge lucrurile astfel. Eșecurile și defectele mele nu trebuie să mă conducă la autodepreciere, la autoînjosire. După cum nici realizările și calitățile mele nu trebuie să fie fundamentul pentru mândrie, pentru superioritate față de alții. Blaise Pascal regla echilibrul de care vorbim în felul următor. El face trei afirmații bine gândite. Cunoașterea lui Dumnezeu, fără cunoașterea nimicniciei noastre, creează mândrie, dezechilibru. Cunoașterea nimicniciei noastre, fără cunoașterea lui Dumnezeu, creează disperare, alt dezechilibru. În schimb, cunoașterea lui Iisus Hristos constituie calea de mijloc, pentru că în El găsim atât divinitatea, cât și umanitatea. În El sunt împletite. Hristos este Dumnezeul pe care îl putem aborda fără mândrie, nu prea avem cum să ne mândrim în fața Lui, și înaintea căruia ne putem smeri fără disperare. Doamne, atâta îs, nu mai mult. Dar nu disperi. El înțelege pe amândouă. Așa că, poate în săptămâna care ne stă înainte, plecăm cu metafora aceasta. Umblăm în echilibrul următor. Metafora prezentată în duminica trecută. Rabinul care ne învață să ținem în căușul palmei două pietre. Pe una să scrie, sunt praf și cenușă. Pe cealaltă, pentru mine a fost creat pământul. Pentru că până la urmă, prin harul lui Dumnezeu, suntem ceea ce suntem. Și acest adevăr este fundament sănătos pentru o viață semnificativă. Nu de mândrie, de superioritate respingătoare, nici de nimicnicie sterilă. Vă invit să plecați capul și să închidem ochii. Doamne, nu e ușor să trăim în tensiune. Nu e ușor să ne evaluăm în orice moment, în orice circumstanță, să vedem cât de dezechilibrați am fost. Îți mulțumim, Doamne, că lipiți de Tine suntem semnificativi. Îți mulțumim, Doamne, că fără Tine devenim niște aroganți îngrozitori. Aș vrea în săptămâna care urmează să nu uităm că eșecurile și defectele mele nu trebuie să mă conducă la autoînjosire. Dar nici realizările și calitățile care vor ieși în evidență în săptămâna ce urmează nu trebuie să fie
fundamentul pentru mândrie. Așa să ne ajute Dumnezeu.